Lângă noi, un expert în traume, același expert în traume în care noi avem încredere de fiecare dată, Roxana Borț. Ne bucurăm să te avem din nou lângă noi. Și eu mă bucur. Pentru că, după părerea noastră, fiecare dintre noi are nevoie de un asemenea expert. Pentru că, nu știu cât știu că voi existați, nu-mi dau seama cât de cunoscută e profesia asta, dar ar trebui făcută cunoscută. Da. Ar trebui făcută cunoscută și avem nevoie de asta pentru că în școli, din păcate, nu ne învață nimeni despre vindecare și despre iubirea de sine. Societatea cumva are nevoie să ne vorbească mai mult despre asta și nu se întâmplă. La job nu ne învață nimeni și... Ba chiar dimpotrivă. Da, și iată că ajungem cumva acasă, noi cu noi sau în relații, să suferim din cauza că încă avem niște răni nevindecate. Încă nu știm să ne iubim pe noi, ne-am pierdut iubirea de sine. Da, și atunci... da, și respectul de față de propria persoană. Da. De obicei, lucrurile astea pleacă din copilărie de undeva. Asta, cel puțin, știu de la tine. Uh-huh. Da, păi cred că ar fi important cumva să începem explicând ce este o traumă din copilărie, că poate unii oameni nu sunt familiari cu asta și atunci ce este trauma, în primul rând? Corect. Trauma este orice experiență care mi se întâmplă, da, să spunem, predominant în copilăria mea, în relația cu mama și cu tata, și această experiență este filtrată cumva prin percepția mea și devine o poveste despre mine, cum vorbeam și data trecută. Îmi creez o poveste toxică despre mine, ca și cum... Eu aș fi vinovat, ca și cum dacă am fost abandonat sau sunt abuzat sau sunt neglijat sau sunt comparat la note, eu știu, la școală cu ce fac alți copii, înseamnă că nu sunt suficient de bun. Da, și fac o poveste despre mine. Și atunci de asta unii oameni sunt mai impactați într-un mod negativ de ceea ce li se întâmplă, alții cumva spun, nu, eu nu sunt afectat și ori nu-și dau seama, ori chiar nu sunt atât de afectați, dar trauma este o experiență care mi se întâmplă și care lasă un impact cumva în subconștientul meu. Dar ăștia neimpactații să nu fie avut ei traume în copilărie? Toți am fost comparați cu... Da. Toți am fost... Foarte rar să găsești un... Asta le spun și cursanților mei, cumva că vin la început și spun eu nu am traume și după aia, după o săptămână, două, trei, toată lumea plânge și zice vai, stai puțin că am realizat lucrul ăsta. Și dacă au traume, de ce vin la tine? Dacă vin așa, unii dintre ei vin de curiozitate, se regăsesc în problemele pe care eu le spun că le-ar putea avea un adult în viața sa de zi cu zi, în relații, probleme financiare, probleme de sănătate și zic, da, eu am asta, dar n-am traume. Și atunci... Sau poate au traume mai mici și au impresia că nu au probleme după aceea din cauza lor. Da, că multe nu ni le amintim, dar este foarte important să înțelegem cumva că în 0-7 ani ce se întâmplă acolo și mai ales în 0-2 ani, felul cum noi înțelegem atașamentul, cum îl percepem din relația cu mama și cu tata, va avea un cuvânt foarte mare de spus acolo. Va cântări foarte greu apoi în felul cum ne percepem pe noi și cum o să arate relațiile noastre. Cum facem să ne amintim aceste traume? Pentru că tu spuneai că între 0 și 2 ani se petrece, de fapt, perioada esențială în formarea. Da. O să spun așa, pentru oamenii care își pun întrebarea asta, ok, eu nu mi-amintesc ce traume am, ce fac, exact. Poate nu pot să mă vindec dacă nu mai știu ce traume am. Contează mai puțin să-ți amintești toate traumele tale, toate rănile tale. Putem să facem și asta și cum facem asta? În primul rând, ne uităm la ce se întâmplă în viața noastră acum ca adulți și să spunem, atrag abuzatori, narcisiști, să spunem. Vedem asta că vin foarte multe femei și spun, am avut un partener narcisist, am avut un partener care nu m-a respectat, care m-a trădat, care... Da, vedem că nu facem bani, vedem că ne îmbolnăvim, corpul nostru dă semne. Și ne uităm cum ne face asta să ne simțim, pentru că acolo o să primim următorul răspuns. Mă face să mă simt ca la 3 ani când a plecat tata. Mă face să mă simt ca în copilărie când mama niciodată nu îmi dădea atenție. Mă face să mă simt ca atunci când, nu știu, la școală copiii nu se jucau cu mine și mă simțeam respins. Și atunci, clar, găsim foarte ușor rădăcina problemei și apoi de acolo putem să lucrăm și cum lucrăm, care ar fi niște pași pentru vindecare, ca să zic așa. Da. Un prim pas este, dacă vreau să rezolv o problemă, în primul rând să îmi asum că e ceva de lucru acolo și asta nu înseamnă că sunt defect sau sunt greșit. Toată lumea, cred că la toată lumea e loc de mai bine și de evoluție. Și atunci, pasul 1 ar fi vulnerabilizarea și reconectarea la corp și emoții. Foarte mulți dintre noi trăim în mental. 99% din timp suntem în mental, unde dacă rulăm aceste gânduri negative despre noi, această poveste toxică,
eu nu mai îmi simt emoțiile, nu mai sunt în contact cu corpul, nu mai sunt în contact cu inima mea, nu știu cum mă simt, nu știu ce are nevoie corpul meu, nu știu să-mi dau o pauză, nu știu să mănânc moderat, nu percep relația asta cu corpul. Deci totul se dereglează din pricina faptului că ne blocăm în mental. Ne blocăm în mental foarte mult și atunci este ca o energie blocată. Energia asta de a primi vine dintr-o inimă deschisă, vine dintr-o reconectare la corp, care este energia feminină, o avem și bărbații și femeile. Se face prin meditație, se face prin exerciții, se face, de exemplu, prin dușuri reci. Eu personal fac doar dușuri reci de un an și jumătate, este o terapie cu frigul, care te ajută să recapezi focus, să recapezi atenția pe corp, să scapi de anxietate, să scapi de toate gândurile astea, să te duci să te centrezi în corpul tău, să vezi ce simt eu, cum mă simt. E foarte important asta. Apoi al doilea pas ar fi, se numește reconectarea cu copilul interior. Cine este copilul interior? Că sună așa cumva, am un copil interior, ce înseamnă asta? Eu de la 3 ani, eu de la 5 ani, eu de la 9 ani, eu de la 14 ani, sunt diferiți copii, sunt diferite părți ale mele. Mai ține minte cum eram la 3 ani? Da. Țin minte, nu? Da. Da. Sunt exerciții prin care eu ghidez cumva oamenii să mergem acolo cu ajutorul imaginației noastre și să ne ducem la partea aia din noi care era blocată în trauma, adică era blocată în certurile dintre mama și tata, în senzația de singurătate permanentă, în senzația că ceva este în neregulă cu el sau ea. Și atunci eu mă duc acolo cu mintea asta de adult sau de părinte al acestui copil sau prieten bun, cu iubire și zic, hei, ok, se întâmplă asta, dar vreau să știi că nu e vina ta. Vreau să știi că meriți iubirea, vreau să știi că ești destul de bun, vreau să știi că ai un prieten în mine, ai un ghid în mine, sunt eu aici pentru tine. Și în momentul ăla deblochezi vindecarea foarte profund, pentru că partea aia din tine rănită nu se mai simte singură, nu se mai simte abandonată, nu mai se simte la fel de speriată. Și atunci este magic ce se întâmplă. Este șocant, pentru că foarte des eu îmi spun exact asta. Atât timp cât eu sunt cu tine, nimic rău nu ți se poate întâmpla. Da. Când mi-e frică. Și vorbești cu copilul interior atunci. Da, da. E o autoreglare emoțională și mereu trebuie să facem asta, mereu trebuie să vorbim când ni se activează o senzație de anxietate, de neliniște, de frică, de furie. Ce facem noi oamenii este că noi vrem să ne salveze cineva. Ne apucăm, dăm un mesaj partenerului, de ce nu mă bagi în seamă, ajută-mă să nu mai simt așa, că nu mă cauți, hai să te caut eu ca să nu mai simt abandonul. Adică fugim de propriile noastre emoții și le proiectăm să ne ajute partener, cineva. Să-mi vină cineva să-mi facă treaba. Da, și atunci problema este că eu niciodată, dacă nu stau cu triggerele alea, dacă nu stau cu ceea ce mă accesează emoțional să văd de fapt ce durere are, de unde vine asta, eu nu o să vindec asta. Mereu o să pun un pansament cu Rivanol peste o rană adâncă, cum spun eu. Da. Și atunci trebuie să venim cu un balsam. Balsamul fiind iubirea de sine, care este un al treilea pas în procesul ăsta de vindecare. Deci pe lângă reconectarea la corp și emoții, reconectarea la copilul interior cu iubire, ajungem practic la iubirea de sine. Foarte mulți oameni, dacă au avut traume, sunt foarte duri cu ei înșiși. Se numește criticul interior, acea voce interioară, care de multe ori nu e a noastră. Este a unui părinte mai dur, este a unei figuri, nu știu, bunic cu bunica, poate ne certa, la fel ne compara. Și atunci vocea aia spune, nu ești bun, ești prost, cine te crezi tu să reușești asta? Stai în banca ta. Și ce-i de făcut? Și vocea asta se liniștește în momentul în care înțelegem că ea e acolo tot ca să ne protejeze cumva, să ne țină în zona de confort, deși confortul ne este suferința. Trebuie să înțelegem că dacă am avut traume, confortul nostru ne este suferința. Tu te simți confortabil în abandon, te simți confortabil în abuz, te simți confortabil în durere, pentru că creierul nostru o să caute tot timpul zona de confort. Nu-ți uita ideea, pentru că asta va fi cu siguranță topicul nostru de discuție data viitoare, pentru că mi se pare extraordinar de important. Da. Uite, e prima oară când aud în viața mea că îți cauți alinare în suferință. Da. Roxana Borz ne învață asta. De aici vreau să aflu mai departe. Este și eu la fel. Trauma expert va mai veni în emisiunea noastră să ne vorbească despre lucrurile atât de interesante pe care le ținem supreși noi față de noi înșine.